Dragii mei, vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 22 și voi citi începând cu versetul 31 până la versetul 38. Evanghelia după Luca, capitolul 22, începând cu versetul 31. Ascultăm cuvântul Domnului. Domnul a zis, Simone, Simone, satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu... M-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Isus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, acum din potrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă de asemenea să o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. că vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă bucur în această dimineață să fim împreună la Casa Lui Dumnezeu. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Cu această ocazie vă aduc salutări sfinte din partea fraților din Suceava, Biserica Emanuel, cartierul Burdujeni. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, pe dumneavoastră aici și pe noi acolo. Amin. Am citit aceste versete și aș vrea să ne oprim puțin la spusele Evanghelistului Luca, care redă spusele Domnului. Revenim puțin la versetul 31. Domnul a zis lui Petru: Simone, Simone, Satana v-a cerut. Să vă cearnă, ca grâul. Frații mei, Satan nu-i bucuros că noi, de exemplu, venim la biserică, noi încercăm, ne silim să-l căutăm pe Dumnezeu. Și imaginați-vă, gândiți-vă că pregătește tot felul de metode, încearcă în fel și chip cumva, cumva să ne facă să ne oprim. Să nu mai continuăm parcursul nostru duhovnicesc, să nu mai creștem, să nu ne mai dezvoltăm. Și, într-un fel, asta l-a sesizat Domnul Isus pe Petru, spunându-i: Satan te urmărește, Satan vrea să-ți provoace niște pagube. Și continuă aici Evanghelia, continuăm și noi. Hristos, care știa în ce pericol este Petru, care știa că va fi verificat, va fi probat, va fi, cum spune aici textul, cernut, a decis să facă ceva. Ce a făcut? Și spune Biblia așa, eu m-am rugat pentru tine și acum să fim atenți, ca să nu se piardă credința. Și ăsta este titlul mesajului meu din această dimineață. Ca să nu se piardă credința. Frații mei, oare noi conștientizăm că oricare dintre noi, începând cu mine sau începând cu cei din față, cu cei ce slujesc, cu cei ce cântă, cu cei ce sunt în linia întâi, toți trebuie să fim conștienți, să ne gândim, să ne luăm măsuri de precauție ca să nu se piardă. Frații mei, de ce se pierde? Sau care sunt uh, metodele? Sau ce vrea satan? Sau cum urmărește să ne-o piardă? Aduceți-vă aminte, cu toții probabil știți istoria lui sau beneficiar al dreptului de întâi născut, un drept aparte, un drept deosebit, dar să știți că l-a pierdut. L-a avut, am putea spune, până momentul când l-a cedat, a renunțat la el. Uitați-vă la contextul acela, este descris în Genesa capitolul 25, s-a întors odată acasă rupt de oboseală, Iacov a profitat de vulnerabilitatea lui, era și flămând, tocmai pregătise o mâncare, și a zis, vinde-mi astăzi dreptul de întâi născut. Vedeți, Iacov n-a cerut hainele lui. Poate veți crede că diavolul vrea să ne fure banii. Frații mei, nu de bani are diavolul nevoie. Ascultați-mă. Poate ne face să-i pierdem și pe ea. Dar diavolul este interesat nu de armele tale. Ce a vizat Iacov? nu trebuie nici măcar arcul tău. nu trebuie să-mi povestești sau să, să mă înveți din experiența ta. Eu vreau ce-i tu mai de preț? Dreptul tău de întâi născut. Frații mei, știți că și noi avem dreptul acesta? Dar știți că el este în pericol? Vorbesc în primul rând pentru mine. Și cum a cedat Esau? Revin, fiind într-un context mai, mai, ușor de influențat, rupt de boseală, flămând. Ce a zis Esau? La ce-mi folosește? Iată-mă, sunt pe moarte. Greșeala enormă pe care a făcut-o sau și asta vreau să spun în primul rând, e că n-a prețuit suficient. Așa se termină pasajul. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Frații mei, cum se pierde credința sau de ce se pierde credința? Pentru că nu apreciem la justa ei valoare. Pentru că nu suntem conștienți ce cadou ce dar, ce har îl presupune ea. Și puțin mă opresc aici la acest pasaj. A mâncat, a băut. Vedeți, ceva a beneficiat. Să știți că și noi s-ar putea să avem momente când să fim în avantaj. Aduceți-vă aminte, în cartea Proverbe este descris un caz sau se vorbește despre un anume casă, o anumită posibilă situație, despre cei ce întind curse, proverbe 1 cu 18, împotriva altora. Vă întreb, beneficiază ceva? Așa spune aici, vom găsi o felul de lucruri scumpe, ne vom umple casele cu pradă. Știți cum se pierde credința? Beneficiind. Poate de un ban în plus, nu mai vin la biserică că voi mulți veniturile, ceva vei câștiga probabil. Renunț la Dumnezeu ca să nu-mi pierd imaginea în societate, calc în picioare ceea ce Dumnezeu, dreptul pe care mi l-a dat, ca să nu mă stric cu prietenii. Și revin, și e sau au avut parte de niște beneficii temporare. Cunosc persoane sau cunosc e posibil să fie persoane care nu renunță la un loc de muncă așa ușor. Calculează cât e, ce avantaje mi-aduce. Uite ce salariu motivant. Uite ce imagine, cum spuneam, în oferă în societate. Eu sunt domnul cu tare. Pe moment câștigi. Dar pe termen lung, dragi ascultători, pierderea este enormă. Revin puțin și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Vedeți, ca să ne păstrăm credința, că trebuie să acceptăm, revenim la exemplu cu Esau, cazul lui, să fii flământ. Trebuie să și pierdem. Și când spun pierdem, înțelegeți la ce lucruri mă refer? Lucruri efemere, lucruri trecătoare, lucruri vremelnice. Domnul Isus a spus foarte clar, dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie să și piardă, să se lepede de sine, s-ar putea oamenii să te pună în coada clasamentului. Voi care nu știți să vă distrați sau nu știți să vă trăiți viața. Și, într-un fel, așa este, scumpii mei, când alții, eu știu, se lăfăie noi, ne restricționăm, noi suntem atenți. Noi avem niște reguli, niște principii. Când alții își permit să uzeze totul pentru ei. Să folosească tot un scop personal. Noi ne gândim la alții, renunțăm la bunurile noastre. Și, într-un fel, logic, rațional, omenește, să o spun altfel vorbind, noi suntem în dezavantaj. Ei sunt în avantaj. Lor le cresc veniturile, nu s-ar putea să ne scadă. Dar nu uitați, noi nu pierdem credința. Noi ne păstrăm ceva ce este foarte valoros, ceva ce merită. Spunea Domnul Iisus o pildă, omul care găsește comoara ascunsă în țarină. Și acum, permiteți-mi să ne oprim puțin și la aceste versete. Vedeți, comoara nu la vedere. Noi, cetățenii cerului, care avem credința, nu avem pașaport. Ați întâlnit vreun pocăit să aibă pașaport eliberat de cer? N-ați văzut cetățenii, n-am să dau nume eu de țări, de, de, de naționalități, Mă rog, cetățenii unor state foarte bine dezvoltate se laudă cu faptul că ei aparțin unei asemenea țări. Lor li se deschid ușile mult mai ușor, ca și celor care provin dintr-o țară mai puțin dezvoltată. Dar vedeți, noi nu ne putem lăuda. Eu sunt cetățean al cerului. Și o să zic că, da, și tu treci pe la spital. Da, și tu ai probleme ca Domnul Iisus pe cruce. Dacă ești cetățean al cerului, să te scape Dumnezeu. Așa ni se va zice. Și noi, care e răspunsul nostru? Cu ce ne apărăm când ei ne acuză că noi suferim ca și alții? Cu toate că aparținem cerului și avem credință, avem cadoul ceresc. Uitați-vă ce spune textul. Comoara este la vedere în țarină sau este ascunsă? E ascunsă. Frații mei, noi aparținem cerului, dar încă nu se vede. Încă n-a ieșit la lumină. Va veni ziua când Dumnezeu pe toți ai lui îi va scoate la lumină. Și atunci se va vedea cine aparține cerului. Nu va mai plânge, nu va mai suferi, nu va mai fi batjocorit, va fi al lui Dumnezeu. Dar până atunci purtăm jugul acesta al faptului că identitatea noastră nu este foarte cunoscută. Și revenim, omul care o găsește, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are. De ce trebuie să vândă? Acum să ne întoarcem la noi, la lucruri mai practice. Mă bucur că ați venit la biserică. Am, am văzut că și în cântare s-a vorbit de venitul la biserică și la îndemnuri s-a vorbit de venitul la biserică. Eu nu vă cunosc pe noastră, prima dată când ajung aici, dar mă gândesc că și peste săptămână sunteți la fel de silitori ca și acum, cu toate că știu cum e la noi și mă gândesc că microbul și virusul sau s-a răspândit și pe la dumneavoastră. Dar sperăm că lucrurile sunt înspre bine, se pot îndrepta și veți spune, de ce se tot bate moneda pe venit la biserică? Numai un exemplu. De ce se insistă atât a veniți la biserică? Frații mei, ca să nu pierdem credința de a veni. Ca așa o vindem, cu o renunțare la o slujbă, cu faptul că mi rușine, cum spuneam, să-l mărturisesc pe Dumnezeu, cu o mică minciunică, ca să nu-i zic minciună, am găsit forma, știți, am găsit diminutivul, și nu ne dăm seama în ce pericol ne aflăm. Și asta este semnalul și gândul pe care vreau să-l transmit în această dimineață. Scumpii mei, dacă Petru a fost în pericol să-și piardă credința, nu suntem noi cu nimic mai scutiți. Că suntem din Suceava, Moldova, Oltenia, Craiova, de unde om fi. Că avem Biblie în mână, că ne place să cântăm, se cântă acolo, se cântă aici, ne rugăm acolo, vă rugați aici. S-a rugat și Petru. Au cântat și ei cântările. Uitați-vă în context. Și totuși, stând lângă Hristos, Petru era în pericol să se piardă. Și a fost nevoie să intervine Hristos. Ce s-a întâmplat de fapt? Ne reîntoarcem la pasaj. Hristos a zis, versetul 32, Eu m-am rugat pentru tine. Scumpii mei, probabil am ajuns mai târziu, s-a citit din Salmul 1, așa am remarcat, sau cel puțin s-a făcut referire la un verset, zice de la versetul 1, așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așauză pe scaunul celor balzocoritori. Se ferește. Încearcă să-și păze, să-și păstreze, să păzească ce a primit, credința. Dar uitați-vă, păzirea, păstrarea nu ține doar de a nu face aia, de a nu comite anumite fapte, mai ține și de altceva. Versetul următor, își găsește, adică face ceva, se preocupă cu tot patosul, cu toată inima, intră în anumite activități, care sunt ele? Își găsește plăcerea în legea Domnului. Scumpii mei, nu venim la biserică ca să facem prezență, să umplem scaunele astea. Venim la biserică pentru că aici intrăm în părtășie cu Dumnezeu. În părtășie cu Dumnezeu trebuie să fim și acasă, trebuie să fim și pe stradă. De fapt, asta e problema de fond. Și nu vreau să țin eu morală, Doamne ferește, pentru că nici nu cunosc situația dumneavoastră. Vorbim la general. Nu căutăm aceste părtășii. Mă gândesc la apostolul Pavel l-a atenționat pe Timotei în repetate rânduri, dar o mențiune. Una dintre ele, 2 Timotei, capitolul 2. Vorbește aici de Pavel de fugi de poftele tinereții, și apoi spune în partea a doua versetului. Pe asta vreau să mă, aici vreau să mă opresc. Urmărește neprihănirea, credința, dragoste, pacea. Cum spune textul? Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Din punctul meu de vedere, în contextul acesta despre care noi vorbim, un cuvânt cheie pentru acest verset este tocmai acest verb. Urmărește. Urmărește. Nu zice urmăriți știrile să fiți la zi. Nu că e greșit. Trebuie să fim și informați, dar câteodată mai mult ne încurcă de când ne ajută. Și am încheiat paranteza. Era la noi o... Permiteți-mi un scurt exemplu. Un bătrân, sau cel puțin în zona noastră, făcea el o afirmație. Bineînțeles că afirmația nu este adevărată, nu are suport, dar vreau să înțelegeți ideea. Zicea, frate, n-am avut COVID că n-am avut televizor. Cum a înțeles el legătura dintre boală și informații. Ceva, ceva o surpriz bătrânul. Ne reîntoarcem. Urmărește credința, spune Sfânta Scriptură. Dragostea, pacea. Și alt cuvânt pe care vreau să-l în verset. Împreună. Adică și urmărește, da? Două cuvinte de bază. Urmărește, dar și modul cum urmărește împreună cu frații scumpii mei ne reîntoarcem la acest pasaj și vreau să reiau acest gând credința noastră este în pericol nu că nu put, nu că Dumnezeu nu ne poate ajuta să o păstrăm ba da și a lui petru nu s-a pierdut dar cum ne ajută Dumnezeu știi cum te ajută Dumnezeu când vii la el vii la biserică, aici te ajută Dumnezeu. Deschizi Biblia, te ajută Dumnezeu. Te bui și cânți, te bui și te rogi, e metoda prin care Dumnezeu te ajută, îți transmite putere, te informează. Știți ce e trist? Noi fugim de acest ajutor. Imaginați-vă, ești într-o situație de urgență, sun la 112, vine salvarea spre tine, ai chemat-o și tu te ascunzi. Nu vi se pare o nebunie? Păi, domnule, pentru tine am venit, stăm la dispoziția ta, avem tot ce ne trebuie să te putem ajuta sau încercăm să te ajutăm. Și tu nu ne cauți? Nu vrei să te întâlnești cu noi? Pe mine asta mă șochează. Cum stăm acasă? Când Dumnezeu vine special pentru noi să ne ajute să nu pierdem credința. Când Dumnezeu ne-a trimis Scriptura, se prezintă când noi ne plecăm pe genunchi, se prezintă special la noi ca să ne ajute pe noi. Și noi nu vrem să fim ajutați. nu ceva cu forța. Că sunt o felul de viziuni. Cum să fac pe frață să vină la biserică? Să punem cote, să punem, eu știu, amenzi. Frații mei, înseamnă că oamenii nu sunt conștienți de ce pierd. Nu-și dau seama de ce se bate monedă, de ce se insistă să venim la părtășie. Dacă aș ști că aici s-ar da banii, și nu puțini, câți s-ar lipsi? Frații mei, ne-am aduce și neamurile. Știți cum e, uneți mulți, puterea crește. Dar dați-mi voi să vă spun că ce se dă aici nu poți cumpăra de nici unde altundeva. De aceea, luați acest îndemn care a fost repetat în această dimineață. Luați-o în serios, cu mei. Pentru că credința noastră, credința mea, e în pericol să se evapore, să dispară. Pentru că n-am vrut să primesc infuzia aceea de putere în contextul în care Dumnezeu o transmite. Mi-aduc aminte de un alt pasaj pe care îl pun în față, 1 Corinteni, capitolul 12, textul analizează problema darurilor duhovnicești. Și apoi se ocupă de mădularele de trupului, avem noi aici un titlu sugestiv, trupul este unul, are mai multe mădulare. Noi toți, în adevăr, versetul 13, am fost botezați de un singur duh ca să cătuim un singur trup. Lecția aceasta a trupului poate să ne învețe multe și Pavel se ocupă de problematica, eu știu, sau posibile probleme care pot să apară între mădulare. Ochiul nu poate zice mâinii, mădularele trupului care par mai slabe și astea sunt de neapărat trebuințe. Dar revenim la ideea de trup. Orice om normal se hrănește, se alimentează, mănâncă, doarme ca să trăiască. E o chestiune de bază. Nu trebuie să-ți spună nimeni, vezi să mănânci în fiecare zi. Da? Nu trebuie să te forțeze nimeni neapărat să dormi, pentru că simți nevoia. Așa ne continuăm existența, așa ne ajutăm trupul să rămână în viață. ce ciudat totuși? Ciudat este, frații mei, că și asta vreau să vă gândiți, dacă ție nu-și cere omul interior să te duci la biserică, oare tu mai ai un om interior? Adică trupul îmi cere, n-ați văzut, trec 4, 5 ore, 6 ore, îmi cere mâncare, pentru că îmi cere. Dacă ție nu-ți cere omul interior să te rogi, oare nu cumva ai o boală? Am o boală? Revin, nu-i nevoie să constrângi pe om. Eu nu cred într-o bucăință cu forța. Cred în reglementări, cred în legi, dar până omul pricepe, până omul găsește calea și după ce a găsit-o. Dacă nu-i stare să meargă pe ea, de ce balt împingi? Că tot nu va ajunge. Eu tare mă tem că unii dintre noi nu vor ajunge. Nu vreau să vă descurajez. Nu vreau să ziceți, am venit și frate, ne-ai lăsat un gust amar. Nu vreau gust amar, dar vreau să ne trezim. Eu și noi toți. Dacă n-am ajuns la nivelul acela de maturitate încât să mergem pe propriile noastre picioare, citesc cu regularitate din Scriptură, vin cu regularitate la slujbele bisericii. De ce? Simt nevoia, cum spuneam. Sunt în elementul meu. Și revin puțin la aceste versete. Trubul nu este un singur mădolar, ci mai multe. Mâna nu poate să funcționeze în afara trupului. De ce avem nevoie de părtășie? De ce vorbim de venitul la adunare? Pentru că venind la adunare noi intrăm în. sau cum să vă zic, asta ne ajută să ne facem lucrare la care Dumnezeu ne-a chemat. Nu pot să spui, eu sunt proroc, dar n-am nevoie de frați. Ești proroc prin biserică, prin comunitate, biserică. Mă refer la părtășie când spun biserică, la unitatea aceea. Eu nu pot să zic, sunt tată, dar nu stau cu familia. N-am nici măcar copii și eu mă laud că sunt tată. Păi omule bun, prima dată te căsătorești, întâlnezi o familie stabilă, accepti copiii, și ești tată în adevăratul sens al cuvântului. Dacă să fii tată, stai cu copiii, stai cu soția ta, sunteți împreună. Da, te numești tată. Vi se pare normal tata să stea departe și familia în altă parte și eu sunt tată. Ești tată teoretic sau ai fost tată. Practic. Din moment ce n-ai copii în brațe, nu sunt lângă tine, statutul tău este îndoielnic. Asta înseamnă să fii pocăit cu Biblia în brațe. Și la propriu și la figurat, frații mei. Cu rugăciune. Și în odăiță, și pe drum, și la biserică. Suntem pocăiți pentecostale, spuneți cum vreți, creștini cu adevărat. Dar dacă Biblia e undeva departe, gândiți-vă la exemplu ce l-am dat cu tata și copiii. Ai fost, ai fost poate, dar trebuie să te reîntorci. Poate vi se pare o lecție foarte simplă și banală. Să citim, să ne rugăm. Frații mei, de aici pornesc toate celelalte. Dacă n-am pus temelia bine, ce să zidim deasupra că nu rezistă nimic? Văd pe unii, frate, vorbește ce lucrare are Domnul cu mine și eu îl întreb, da, tu te rogi în fiecare zi. Dar nu-mi vorbi de rugăciune, mie zim de minuni. Zic, lasă-le, lasă-le, de departe. Prima dată vorbim de astea. Îți place Sfânta Scriptură? Te îndelenicești cu cititul? Nu, eu vreau să fiu pastor sau prof roc sau eu știu, nu știu ce conducător. Dragul meu, pastorația nu e o funcție. E o slujire, că e nevoie să-i dăm o anumită formă. Sau, da, îmbrac o formă de funcție, dar în fond este o lucrare duhovnicească care trebuie susținută. Dumnezeu să ne ajute, amin. Și aveți cine, frații mei, nu vă mai rețin, doar un gând. Ca să nu se piardă credința, a fost subiectul nostru din această dimineață. Ce să facem? Să prețuim credința. Să nu o vindem. Pentru nu știu ce avantaje temporare. Doi, ce să facem? Să găsim contextul în care Dumnezeu ne ajută să păstrăm credința. Veniți cu drag la Domnul, că abia așteptă să se întâlnească cu noi. Are ce să ne ofere. E atât de frumos, e atât de plăcut. Vă fac o recomandare: deschideți mai puțin dispozitivele, folosiți-le strict, strict, numai pentru necesități. Nu ne prea încărcă bateriile. Dacă vreți să fiți încărcați, să fiți plini de entuziasm, să aveți fermitate în viață, să aveți continuitate plecați-vă de Dumnezeu. Și cred că o faceți. Pentru asta suntem aici. Dar mă gândesc la Daniel. De unde atâta putere în fața leilor? Zice acolo, de trei ori pe zi. Nu zice de trei ori posta ceva. Atunci nici nu era să putea posta. De trei ori pe zi ce făcea? genunchia și se ruga. Nu sunt împotrivă să comunicăm, Doamne ferește, nu mă înțelegeți greșit. Dar esența, forța, de aici ne vine. Și un ultim gând. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg, când auzi pentru Petru că e în pericol să-și piardă credința, ce a zis? Eu nu se poate. Cu tine sunt gata să merg, chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până le, te vei lepăda de mine de trei ori, că nu mă cunoști. Știți că Petru s-a lepădat? Să știți că și noi s-ar putea să comitem anumite greșeli. Cu tot, toată dorința noastră de bine, s-ar putea să le facem. Și gândul meu acesta al treilea de și ei, care, cum spuneam, este și ultimul, e ce a făcut Petru să facem și noi, chiar dacă se întâmplă, chiar dacă într-un moment cădem, nu e de dorit. Spune Biblia, Petru a plâns cu amar. Regretul lui, părerea lui de rău, să știți că spune mult. De fapt, nu-i nimeni care să spună că a umblat numai pe culmi. Mă gândesc la vameșul acela. Mie mi îmi place acest pasaj enorm de mult și parcă îmi vine să zic, de multe ori mă repun în postura vameșului. A zis, Doamne, își bătea, se bătea în piept, nu îndrăsnea nici ochii să-și ridice spre cer. Fariseu! Uitați-vă ce atitudine de, eu știu, de superioritate, sigur pe sine. Doamne, îți mulțumesc, eu postez, eu nu sunt chiar ca vameșul acesta. Vă spun, a zis Hristos, că vameșul s-a coborât acasă, socotit, neprihanit. Știți ce mare har este să putem să rezolvăm problemele noastre temporare? Poate te-ai certat în familie, poate ai accesat ceva ce nu trebuia să accesezi, poate ai intrat într-o zonă interzisă. Dragul meu, cu amendă, fără amendă, cât Dumnezeu mai trimite și amenzi, știți care e harul mare? Că se poate șterge că se poate repara. E mare har. Veți sta la masă. Frații mei, zice Biblia așa, dacă ne-am judecat singuri, dacă vrem să rezolvăm problema, se poate. Vrem să o facem? Și asta este recomandarea Scripturii. Asta a făcut Petru. A plâns cu amar și a dus aminte de cuvintele Domnului. Domnul s-a întors, S-au uitat țintă la Petru. Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Nu diminuați valoarea păcatului. Chiar dacă Petru s-a lepădat în fața unei slujnice, în fond de Dumnezeu s-a lepădat. Chiar dacă am mințit pe șeful, în fond l-am supărat pe Dumnezeu. Chiar dacă m-am certat cu vecinul, Relația mea cu Dumnezeu este afectată. Și, frații mei, la Dumnezeu trebuie să venim să ne reparăm problemele. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă opresc aici mulțumindu-vă pentru atenție. Sper să nu vă fi uh, stricat. Uh, slujba poate va, se va întinge puțin după 12. Frații mei, nu uitați gândul central al mesajului. Dumnezeu nu vrea să ne pierdem credința. E un cadou atât de mare. E atâta putere, atâta glorie. Dumnezeu să ne ajute să o păstrăm. Amin.